Stimați reprezentanții mass media, vă mulțumim că ați dat acceptul invitației noastre de astăzi. Vom vorbi în această conferință de presă despre un caz alarmant, după mine, despre care am aflat cu toții acum câteva zile. Este vorba despre investigația publicată de o instituție de presă, conform căreia un agent economic acuză că mai mulți funcționari din primăria Chișinău l-au impus să diminueze valoarea unui contract cu 3 milioane de lei și că de 9 luni primăria nu-i plătește peste 20 de milioane de lei pentru tehnica livrată, șantajându-l cu rezilierea contractului. Conform acestei investigații, 10 de utilaje multifuncționale cu accesorii pentru dezăpezire, cosit, măturat și spălat străzile, în valoare de circa 24 milioane de lei, de la începutul anului 2023, sunt depozitate la Asociația sau Întreprinderea Municipală Spații Verzi și tot de atunci agentul economic își cere de la municipalitate banii pentru această tehnică, dar fără succes. Directorul companiei care a obținut dreptul să furnizeze tehnica în urma unei licitații publice acuză că a fost impus în mod ilegal să accepte reducerea prețului contractual cu peste 3 milioane de lei, însă chiar și așa nu și-a primit banii. El spune că a semnat acordul de reducere a prețului într-un bar de lângă primărie, iar viceprimarul Irina Gutnic și unul dintre consilierii primarului au negociat direct reducerea prețului. Omul de afaceri vorbește inclusiv despre mita cerută după ce au obținut contractele cu autoritățile municipale. Acest caz scoate la iveală, odată în plus, faptul că în primărie funcționează un sistem criminal organizat, chiar de primarul Ivan Ceban, care folosește instrumentul achizițiilor publice pentru delapidarea banilor publici. Acum avem ocazia să vedem deschis ce se întâmplă când corupții din primărie nu pot împărți banii furați între ei. Metoda prin care banii sunt scoși din bugetul municipal, recunoscută de primar, este prin ajustarea caietului de sarcini la un singur agent economic, după care acesta beneficiază de avantajele câștigării licitației. Atât timp cât împărțeala e satisfăcătoare pentru toți, probleme nu sunt și contractele sunt achitate. Când s-a ajuns la conflict, metoda adaptată de primărie a fost una mafiotă și una care pune agentul economic într-o situație clară de faliment. După ce acesta a cumpărat tehnica din Italia, a devamat-o, a adus-o în țară, a plătit toate taxele și impozitele care se cuvin, primăria se răzgândește și cu privire la preț și intervine să solicite o reducere de 3 milioane de lei. Aici avem un buchet întreg de ilegalități. E mixtiune în procesul de achiziții, șantaj, estorcare de bani, depășirea atribuțiilor de serviciu. Toate acestea sunt săvârșite de funcționari de rang înalt din cadrul primăriei Chișinău. În plus, deși pretinde că susține afacerile și investițiile în Chișinău, primăria lui Ceban practic falimentează un agent economic prin metode de racket din anii 90. Pentru că, vedeți dumneavoastră, omul a îndrăznit să înregistreze un profit, motivând asta cu grija față de banii publici. Domnule Ceban, la etapa organizării licitației nu era vorba de banii publici? La etapa semnării contractului nu erau banii publici? De ce, dacă ați văzut că prețul cu care a venit agentul economic este mai mare, nu ați anulat licitația? De ce ați semnat contractul? De ce ați așteptat ca agentul economic să aducă tehnica în țară și abia după asta ați început să-l presați cu reducerea sumei contractului? În această istorie nu există personaje bune care au grijă de banii publici, așa cum vor ei să ne convingă. Există o schemă simplă de delapidare a banilor publici pusă la cale de funcționarii de la conducerea primăriei și aplicată sistemic în toate structurile municipale la fiecare licitație.
Doar că de data asta ceva nu a mers bine și lucrurile au ieșit la iveală. Stimați chișinăuieni, de la preluarea mandatului, Ivan Ceban calcă în picioare legea achizițiilor publice și preferă să facă tot felul de scheme și înțelegeri pe sub covor. Dacă vă reamintiți de tentativa lui Ceban de a aduce o companie din România, o companie dubioasă, pentru elaborarea planului urbanistic general a orașului Chișinău. Sau dacă vă amintiți de colaborarea obscură cu o companie din Rusia, afiliată KGB-ului, care echipurile a elaborat concepția de dezvoltare a municipiului Chișinău. Noi așa și nu cunoaștem cine, în ce bază și cu ce preț a reparat subteranele din Chișinău și nu cunoaștem cum s-a răsplătit Ceban cu acești oameni. Vă amintiți cum au fost cumpărate autobuze la mâna a doua prin șiretlicuri care au permis evitarea organizării licitației publice? Nu mai vorbesc despre cazul autorizării demolării Hotelului Național în urma unei înțelegeri oribile dintre Ceban și mafia imobiliară. Vreau să vă întreb, oare acesta este un comportament de edil european? Este oare asta o practică europeană și democratică de conducerea orașului și a cheltuirii banilor publici? Folosind primăria și funcționarii publici în calitate de bâtă politică și financiară, Ivan Ceban se îndepărtează definitiv de Europa și de principiile democratice europene. Și să nu credeți că partenerii noștri din Europa nu văd acest lucru. Ei văd și țin cont de asta. Trebuie să înțelegem un lucru simplu. Menținerea lui, controlului lui Ivan Ceban asupra primăriei Chișinău înseamnă zero fonduri europene și zero probleme din oraș rezolvate. Ivan Ceban la primărie înseamnă corupție, sărăcie, ilegalitate și haos urbanistic. Eu sunt Victor Chironda și vă îndemn să facem regulă și curățenie la primăria Chișinău. În calitate de primar, voi reforma din rădăcini sistemul de achiziții publice a primăriei prin implementarea standardului de management ISO 9000-2000 în achiziții și implementarea unui sistem de bugetare a direcțiilor și instituțiilor din primărie în bază de proiect. Vă promit că niciun bănuț nu va fi cheltuit fără respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și fără consultare publică cu cetățenii. Vă propun să scoatem corupția din primărie și să construim o administrație care folosește eficient și cu grijă banii publici. Doar împreună putem construi un oraș european aici, la Chișinău. Vă mulțumesc!